Te-ai duce să lucrezi cu Gigi Becali? Da, sincer. Sincer, nu. Păi n-am lucrat nici ca fotbalist. Da? Da. Cum adică n-ai lucrat ca fotbalist? Păi nici ca fotbalist, nu. Nu a venit să mă ia la Steaua. Și a zis... Dacă eu am fost... Nu știu cum e povestea, nu știu. Nu mai știu. Unde erai? Era la FC Național. Așa, și? Eram în cupele europene. Așa. Și a vrut să mă ia la... Gigi Becali, da. La Steaua, așa, și? Și cu domnul Hrebenciuc a venit și a zis că nu vin. De ce? Păi nu, că nu vin, Gigi, mi-era prieten, da. Nu, zic, nu vin la Steaua. Pe 80.000 ai tăi, când eu am jucat în Ungaria, mi-a 250.000 pentru 2 luni. Uh-huh. În Ungaria, la depresie. A, dar erați prieteni, adică vă cunoșteați? Da, păi, când am cumpărat terenul de la Gigi, eram prieten cu Gigi, a fost în casă la mine de atâtea ori. Uh-huh. Uh-huh. Cum să vin la... Adică nu... Da. Am înțeles. Bun. Eu nu cu Gigi, uh-huh. cu oricine. Ce a început aici, mă? Ce bate aici? Da. Și a început și ceva la să bată. Dinamo. Da. La Dinamo eu aveam... Se aude gălăgie, băieți! Nu ne auzim. Opriți vântul ăsta sau ce a început să bată pe aici, aerul condiționat. La Dinamo eu am avut contract 5 ani și da. Cel mai mare contract din România. Da. Și am spus, domnul Borcea, pot să lucrez. Mi-a din personalitatea antrenorului respectiv. Nu pot să te rog frumos, uh-huh. nu progresez, regresez. Și l-ai refuzat pe Gigi, a? Da, da, da. Aha, bun. Și acum de ce nu te-ai duce să antrenezi la Gigi? Tot că ți-a din personalitate? Păi așa ce să antrenezi? Adică e diferent să antrenezi sau să te duci să faci în Gigi? Adică să fii slujitor. Păi nu da spus lucrul ăsta. Eu, tu dar nu poți să fii slujitor. În primul rând faci o greșeală fantastică. Părerea mea, nu neapărat că doar Gigi, că mai e și meu, mai sunt pe acolo. În momentul și jucătorul, eu, ca jucător de fotbal, dacă știu că joc tot timpul, păi nu mă antrenez. Uh-huh. Păi, să fim realiști, jucătorii care vin de la Steaua la Naționala României se vede diferența, că sunt nepregătiți, cad pe jos. Uh-huh. Nu, și uite-te la Steaua, unul sau doi, Coman și companiu, restul nu au personalitate. Personalitatea este cea mai importantă în fotbal, este cea mai importantă. La noi nu vezi așa ceva. Uite-te, nu-i întâmplarea Libec, de ce e bun și joacă, că are personalitate. Și la Steaua doar doi atât au personalitate? Păi cine are? Coman și cu, cum îl cheamă? Așa a avut eu, cu companiu. Atât. Dar și ei sunt de acolo. Păi Olaru, capitanul. Păi ce personalitate are? Capitanul echipei. Păi ce personalitate? Că capitan în 5 luni de zile am văzut vreo 2-3. A fost și Tavi Popescu. Bine, fost... capitan care mai și plânge din când în când, că așa e la Steaua. Ce să... Și multe lipsuri. Nu zic, păcat că la jucătorii care iau, uh-huh. ar trebui să defileze. Uh-huh. Deci nu te-ai duce slujitor la Gigi? Niciodată. Niciodată, nu. Adică nu ai putea niciodată să-ți ia din personalitate cineva? Dar nu Gigi, nu te vorbesc de Gigi. Adică eu, dacă sunt antrenor sau fac un lucru, nu neapărat ca antrenor, poate ca președinte, de grup, bă, mor pe mâna mea. Da. Dacă mor, nu? Adică poate să-mi spune mie oricine care vine aici la dumneavoastră de la emisiune, nu există fotbalul să-l înveți din cărți și cel care a trecut prin el. N-ai cum, că dacă m-apuc să povestesc de fotbal cu Ranieri, cu Otto Barici, cu Victor Munez, cu toți antrenorii care am dat, e un necherman. Adică, indiferent cât ai fi de bătut în cap, tot înveți ceva de la oamenii. Este imposibil să nu înveți. Noi suntem înapoi zero de tot la fotbal, și la copii și juniori și la tot. Și la tot. Asta face diferența. M-am uitat, am fost un meci acum la Under 15 România, păi ăia de la Muntenegru erau de două capete mai mari că noi, niște prăpăriți. Deci de asta probabil nici nu o să ia Steaua titlul, FCSB-ul nici anul ăsta titlul, nu? Că nu-i personalitate, n-ai cum. Da. Eu așa văd, aici văd eu care avea probleme. Te duce pe 10.000 slujitori la Gigi, păi să zică Gigi, schimbările, să-ți facă echipa. Ia zi, niciodată. Nu aș duce, sincer. Nu mai duce ca. Deocamdată nu, că nu, acum o să nu, mă... Nu, când o să am fost în... Păi, este... Uitați-vă și, de exemplu, Guardiola la Manchester City. Credeți că Manchester City s-a mulat după Guardiola? Sau Guardiola s-a mulat după Manchester da, City? Da, normal. Păi, Guardiola a zis, bă, mă mulesc după club. Da. Să văd ce... Nu, Gigi, ce să faci? Că vrei să spun ceva? Oricine ar fi la Gigi, tot nu face echipă. Și hai că să zic, bă, mă duc. Nici Guardiola, da, i-a da, nu, care au personalitatea. Nu, nici Guardiola. Adică te enervezi, mai ales cum sunt eu și un pic vulcanic. Și ăsta să-mi zică, să sune telefonul, bagă-l pe ăla, să scoate-l pe ăla. Și? Și nu, și nu, că nu. Ia închide telefonul. Dar nu aș și te-ar da afară. Că știu ce mă așteaptă. Da, da, corect. Și te-ar da afară. Și nu poți să faci eu, că vrei să spun ceva, dacă băiatul ăsta, Arapar sau Arambi, cum îl cheamă, dacă el câștigă 10 meciuri, vrei să zic ceva, ia din meritul lui. Că poate băiatul muncește pe la antrenament, că antrenori de antrenament sunt, nu de meci oficial, da? Poate e bun omul ăsta, n-am, Doamne ferește, că n-avem nimic cu el. Dar îi ia din meritul lui, când știe toată lumea că și chiar Gigi face și cum eu face schimbările acum, bagă-l pe ăla, bagă-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Și sunt multe lucruri care le-am văzut
în teren la FCSB care nu pot la profesioniști cei de afară ca să le ia. Văd, păi tu sar pe targă acum o lună de zile, Cordea sar pe targă, te aia cu targa, sar după targă și intră în teren. Niculescu la magie să bagi în teren. Păi, sunt lucruri minore, sau aseară, de exemplu aseară, da. Face lovitură liberă Olaru, da? Da. Cade pe jos, iese afară, da. Loviturile pentru stau. Da. Tu te pâncare acolo, poate te lovește mingea ca și intră în poartă. Cum să dai gol dacă tu ești în afară terenului? Și intri după 5 secunde înapoi. Sunt copii care trebuie să înveți, că copiii cum e și Tavi Popescu și toți trebuie să învețe, trebuie să fie disciplină și într-adevăr faci la antrenamente cum făceam și noi, pasă cu latul, pasă cu latul, era plictisitor, dar trebuie. La baza. La baza. Da, eu mă duc acum la copii și juniori, sau nu există videoanalist, nu neapărat să-i cerți, să-i corectezi de la meci la meci. Da. Păi cu tot respectul văd fundași în prima ligă, fundași care nu știu să stea în teren. Da. E mingea din partea lantă și stau așa. Cum ți se pare Daua? A făcut câteva greșeli, mă, așa că... Na, nu poți să... Că vrei să zici așa, și benzile laterale sunt haotice. Mă refer și la Crețu înainte și la... La Sorescu sau la cine? Înainte juca Crețu. Da. Și lăsa niște spații mari, foarte greu, dar... Nu mai joacă, a anunțat Gigias Crețu, gata, că a anunțat Gigias că s-a terminat cu Crețu. S-a terminat cu Crețu. O să vedem, cred că cel mai frumos în fotbal românesc o să facă schimbare de antrenor în timpul meciului. Cum? Să face schimbare de antrenor. A, o să-l dai afară pe Elias Haralambos în timpul meciului? Stai, vă mai spun ceva. Dacă Haralambos are 5 victorii unul după altul, se supără Gigi că ia din merite lui Gigi. Țineți minte ce vă spun. Da. Că Gigi e orgolios. Da. Bă, stai, că eu aia, dacă începe lumea să-l laude pe Elias, mai înțeleg, cel mai mare rău îi fac. Dar înainte cu etapă să ia titlul Elias, îl da afară Gigi, numai să nu ia titlul. Am mai făcut, cred că o dată așa. Da. Cu încă un băiat. Băieți, a trecut. Bine, trebuie să-i spună, bă, eu dacă aș fi în locul ăsta lui Cipriu, că nu mai vorbi în engleză, că mai rupe și Nea Gigi câteva cuvinte în engleză. Zi în Cipriu, pe acolo, că nu te înțelege nimeni, știi?